faptul că sunt o persoană cu peste 60 de cărți necitite în bibliotecă, mai sunt și o cititoare moody. Ok, pot să am peste 1000 de cărți necitite în bibliotecă care să stea acolo pe rafturi ani buni, cât timp nu mă atrage nimic de acolo, fiți sigur că o să îmi cumpăr cărți cu prima vizită la Cărturești. Ceea ce înseamnă că de multe ori mă trezesc în punctul în care stau cu orele pe BookTok, BookTube sau Bookstagram în căutarea unor recomandări noi, dar în ultima perioadă pur și simplu nu am găsit ceva care să mă atragă. Zilele trecute, în timp ce mergeam spre muncă, mă aflam în metrou, îmi savuram cafeluța așa de dimineață ca să-mi iau energie, ca totul să fie bine, iar în fața mea se afla o persoană cu o carte în mână, moment în care în creierul meu s-a făcut lumină. Pentru că mai văzusem acest gen de clip la un booktuber foarte popular, de care mie îmi place foarte mult, Jack Edwards, și eram la modul, oh my god, de ce nu m-am gândit la asta? Pentru că sunt în București, am metrou, merg cu metrou, metroul este viața mea, Andreea plus metrou egal love. Și ce mod mai bun de a-mi exprima iubirea pentru această formă de transport decât cu un video bookish. Și astfel am început să-mi iau recomandări de la acești oameni, acești călători, acești bucureșteni, fapt pentru care, damn, avem clip nou. Așa că, dragi prieteni, este timpul să judecăm gusturile literare ale oamenilor din metrou. Ok, mini disclaimer, eu sunt o persoană extrovertită, total de acord, înțeleg și îmi place chestia asta, doar că nu sunt îndeajuns de extrovertită încât să am tucău de a mă duce la o persoană random străină din metrou ca să întreb, hei, ce carte citești acolo? Care este titlul? Despre ce se vorba? Niciun caz n-o să fac asta never, ever, 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 deoarece nu am eu neapărat tupeul de a face așa ceva. Și în niciun caz nu o să le fac poze oamenilor din metrou, pentru că mi se pare urât tu să-ți vezi de viața ta și apoi să vină o tipă random să-ți facă pe ascuns poze doar pentru un clip de al ei de pe YouTube, like, that's not ok. Și înainte să ziceți că, hei, poți să-i ceri aprobarea, în niciun caz nu o să fac asta, mă cringiez doar la gândul să mă duc acolo în fața unei tipe sau unui tip și să zic, so like, am un canal de YouTube unde vorbesc despre cărți și aș vrea să citesc cartea pe care tu o citești și doar gândul de a avea această interacțiune. Și acum poate vă întrebați, ok, total de acord, dar acum cum ai te gând să procedezi? Foarte simplu și o să vă arăt. Pur și simplu încercam să citesc titlul cărții, încercam să citesc numele autorului, să văd logo-ul editurii, paleta de culori, something, doar ca să fac o idee, ca să caut după aia pe Google, ca să fie mai ușor să găsesc cartea respectivă și majoritatea oamenilor citeau așa, stați o secundă, așa citeau și nu vedeam coperta pentru că eram pe partea cealaltă și majoritatea timpului, ca o persoană creepy ce sunt, pentru că îmi imaginez cum ar arăta sau cum a arătat din exterior, intenția mea nu era nașpa, dar persoana aia stătea, imaginați-vă, tu stai pe scaun, citești, da? Și citești așa, ca un om normal și vine o tipă de nicăieri, se pune cât de cât lângă tine și face așa. Pentru că încercam să citesc autorul, încercam să citesc titlul, încercam să dau seama de ceva, să găsesc o mini-informație ca să pot să-mi iau recomandarea. Dar nu puteam. Și a fost o fază când era o tipă care citea, doar că citea așa și era îndrept, cum ar fi cu spatele la mine și stătea așa. Iar eu nu puteam să merg pe stânga sau pe dreapta, pe partea stângă sau pe partea dreaptă, deoarece erau oameni. Așa că ce a făcut Andreea? Andreea a ieșit din metrou, a făcut o curbă ca să ajungă în fața tipei să văd coperta de pe peron, chit că eu mai aveam o stație de mers. Am ieșit din metrou doar ca să iau recomandarea aia. E multă muncă. În tot stresul ăla al meu am văzut o fată sau o doamnă, nu eram sigură, nu mă uitam bine la fața ei, care citea așa și am putut să vă coperta și eram, oh my god, finally, se întâmplă! Și așa am putut să-mi iau prima recomandare. Fata, doamna, citea ultimul trandafir din Shanghai. Prima recomandare pentru acest clip. Așa că zic să începem să citim cartea. Ok, un mini update pentru ultimul trandafir din Shanghai.
Povestea este plasată în Shanghai în timpul celui de-al doilea război mondial și avem două perspective, cea a lui Ai și cea a lui Ernest. Ai este o tânără pasionată de jazz care deține unul dintre cele mai mari cluburi de noapte din Shanghai, iar Ernest este un refugiat evreu care pur și simplu încearcă să se salveze sau să se apere de război căutând refugiu în acest oraș. Cei doi sunt aduși împreună prin puterea muzicii și după o mică conversație, Ernest ajunge să cânte la clubul lui Ai, întrucât el era un pianist foarte bun. Inițial mă gândeam că o să avem parte de slow burn romance, pentru că de carta are vreo câteva pagini, dar nu. Romance-ul apare, dacă nu așel, așa, imediat. Sunt cea mai mare fană a Insta Love-ului, dar cumva pentru această poveste I get it, înțeleg că se potrivește într-o oarecare măsură și nu mă deranjează chiar atât de tare. Momentan îmi place, este ceva diferit și mă bucur că este ceva diferit deoarece ăsta este scopul clipului, așa că haideți să continuăm cartea și ne auzim mai târziu. Prima oară când încerc un nice copy de la Five to Go to Sulai, we shall see. Bun, am terminat cartea Ultimul Trandafir din Shanghai. Cartea asta m-a surprins, not gonna lie, mai ales că a avut multe elemente, de la detalii despre Shanghai, de la personaje bine construite, de la situația disperată în care se aflau oamenii. Consider că a făcut o treabă bună când vine vorba despre personaje, deoarece Ai chiar este o persoană inteligentă, puternică, carismatică, de care te îndrăgosești încă de la prima pagină și zăboscă. Iar Ernest este pur și simplu, din punctul meu de vedere, eu așa l-am văzut, așa l-am... Mi l-am închipuit ca un teddy bear, ca un ursuleț de pluș rănit care pur și simplu încerca să ia deciziile cele mai bune, chit că de multe ori nu erau foarte etice, mai ales dacă ați citit cartea, știți la ce scenă mă refer, o scenă destul de dureroasă, mai ales că nu mă așteptam să facă ceea ce a făcut. Bine, nici Ai nu pot să zic că a avut doar momente bune. Pentru că și Ai, fiind presată de situația în care se afla, a luat o decizie șocantă, dureroasă, dacă mă întrebați pe mine, și nu mă așteptam ca ea să facă acest lucru, dar total de acord, înțeleg de ce a făcut asta, înțeleg de ce a considerat că este cea mai bună variantă și nu pot să o judec. Iar plot-ul este m-a dus cumva cu gândul la cei 700 lui Evelyn Hugo. Dacă ați citit cartea, știți la ce parte mă refer. Nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Citeam cartea și o singură dată cred că am avut vibe-ul ăla și am zis că, băi, oare e posibil să meargă în direcția aia? Dar nu, n-are cum, nu. Mi se pare mie, da, dar s-a ajuns acolo și mi-a plăcut foarte mult. Cartea primește 4,5 steluțe, deoarece au fost câteva momente în care eu pur și simplu am simțit că stagnăm, că nu se întâmplă nimic, că povestea se pierde puțin și că dramele sunt la un moment dat inutile, dar overall este o lectură spectaculoasă și îndoioșătoare și chiar vă recomand să o citiți, pentru că o să vă placă, garantat. Acestea fiind zise, este timpul să mergem cu metroul. Dacă nu mă înșel, luna trecută a apărut la Corint o carte vândută într-o zi de luni și descrierea mi s-a părut interesantă, dar știu că șocant, oh my god, Andreea citește descrierea unei cărți, what? Dar am zis că o să mai aștept puțin deoarece părea o carte tristă și nu eram eu neapărat in the mood, pentru că eu oricum sunt mai happy, happy, joy, joy și am zis că această carte o să mă bage într-o mini depresie și am zis că nu este momentul, dar săptămâna trecută ghiciște sunt o metro. Și am zis ok, bine, dacă destinul a vrut ca eu să văd această carte în metro, să o citesc, cine sunt eu să comentez. Așa că am citit romanul vândut într-o zi de luni și oh my god. Eu plecasem deja cu așteptări destul de mari, pentru că știam că romanul are la bază sau este inspirat din fapte reale, mai ales după o poză, o să las aici dacă găsesc poza, unde vedem o mamă însărcinată și cei 4 copii ai ei, iar în poză se mai află o pancardă pe care scrie copii de vânzare. Iar dacă acest lucru nu stârnește curiozitate și nu te face să vrei să afli mai multe detalii, atunci nu știu ce ar putea.
Cartea are loc în anul 1931, mai exact în perioada Marii Crize, iar un jurnalist pe nume Ellis, sper că-i pronunț bine numele, surprinde cu aparatul foto doi băieți care stau lângă o pancardă pe care scria copii de vânzare. Înapoi la biroul acestuia, Lily, secretara, găsește poza și o pune pe biroul șefului ei, astfel ajungându-se în punctul în care lui Ellis îi se cere să scrie un articol pe baza acelei poze. Totuși, cumva, poza este distrusă, iar Ellis se vede nevoit să se întoarcă la locul faptei, ca să zic așa, la respectiva familie, doar că în momentul în care ajunge acolo, aceștia nu mai erau. Aflându-se într-un impas, jurnalistul vine cu ideea de a fotografia familia vecină pentru a recrea această poză. Totuși, acțiunile sale de a falsifica poza, de a recrea poza originală, aduce câteva repercursiuni devastatoare. Cartea asta m-a sușiat puțin deoarece vorbește despre anul crizei, când mulți oameni pierdeau tot ce aveau, de la familie, la casă, la copii, la job, la demnitate. Oricât de fictiv sună, cartea ne explică cum pe vremea aceea mulți oameni își lăsau copiii la orfelinate, la biserici, la rude și unii chiar îi vindeau deoarece nu mai aveau venitul necesar de a le oferi copiilor un trai uman. Nu puteau să-i îmbrace, nu puteau să-i hrănească, nu puteau să le ofere the bare minimum. Ce mi-a plăcut la această carte este că m-a pus puțin pe gânduri, deoarece mă gândeam la un moment dat dacă este etic să scrii un astfel de articol, pentru că da, oarecum vrei să faci lumea să fie aware de ceea ce se întâmplă, să trezești puțin oamenii la realitate, să tragi un semnal de alarmă, dar în același timp tu cumva îi expui într-o oarecare măsură pe acei oameni se umilească în fața publicului. Totuși, ce mi-a plăcut a fost faptul că este o lectură care te ține în priză, efectiv de la prima pagină nu-ți vine să mai lași din mână, mai ales că după câteva capitole vedem și ceea ce s-a întâmplat cu copiii după publicarea articolului, pentru că, din nou, again, pe lângă faptul că i-au umilit, cum am zis și mai devreme, au fost câteva repercursiuni devastatoare și câteva situații tragice în care s-au trezit copiii respectivi, familia respectivă. Iar acest lucru, din nou, m-a făcut să mă gândesc că a fost ok faptul că ai scris asta când, oricum, nu asta a fost intenția ta, el pur și simplu a făcut o fotografie, le-a făcut poza respectivă pentru că i s-a părut lui interesantă situația și cât de în ce stadiu se află omenirea la momentul respectiv. Deci nu a fost neapărat intenția lui de a scrie acel articol, pur și simplu a făcut poza pentru el, iar apoi tot era beneficiat din urma articolului, pentru că, din nou, acea poveste a luat amploare și lumea cumva îl ridica în slăvi pe Ellis, pentru că a luat inițiativă, dar, din nou, familia a suferit, asta e tot ce pot să zic. Avem și ceva romance, dar nu am ținut cont de acest aspect, nu mi-a păsat neapărat, chiar consider că acest subplot putea să fie eliminat din carte, pentru că, din nou, povestea nu este o poveste de dragoste, este un historical fiction care se concentrează pe anul Marii Crize și, din punctul meu de vedere, nu și-avea rostul acest romance între două personaje, dar let it be, a fost acolo. I-am dat 5 steluțe și chiar vă încurajez și pe voi să o citiți. Este o poveste puternică, este o poveste tristă, este o poveste care te face să gândești. Eu i-am dat 5 stele și chiar vă încurajez și pe voi să citiți această carte, deoarece consider că trebuie să ajungă la un public cât mai larg. De asemenea, vreau să-i mulțumesc doamnei din metro că citea cartea, pentru că altfel ajungea mai târziu la ea. Dar uite că a fost ce trebuie. A fost cartea potrivită la momentul potrivit. Vorbind de metrou, în timp ce citeam Vânduți într-o zi de luni, am văzut o altă persoană care citea lecții de chimie. După cum bine vedeți, genul historical fiction predomină în rândul călătorilor din metrou, călătorilor din București, mai bine zis, așa că acum o să ne apucăm de această carte. Este o zi decentă, chit că așa un pic înnorat, este o zi frumii, și mă gândeam să merg la Ește, sper că pronunț bine numele cafenelei, dar este o cafenea foarte drăguță aici în București, pe la universitate, nu știu dacă ați mers, dar go for it, vă recomand, este foarte aesthetically pleasing, este un loc foarte bun de a bea o cafea și de a te bucura de vibe. Și mă gândeam să merg acum să beau o cafeluță, pentru că ar fi drăguț, și să citesc câteva capitole din lecții de chimie. Și da. Cam asta e planul.
Dacă sunteți în București, vă rog că mergeți la cafeneaua Saiește, nu știu dacă pronunț bine numele, îmi pare rău dacă este greșit, dar intenția contează, dar mergeți, pentru că este atât de mișto, deci atât de mișto e. Locația, vibe-ul, cafeaua, tot esteticul de acolo este 10 din 10, we love that. Surprinzător am reușit să citesc câteva capitole din lecții de chimie, așa că haideți să vorbim puțin despre această carte. Și asta este un historical fiction, deoarece acțiunea are loc în anul 1960. Așa, deci o avem pe tipa asta Elizabeth Sott, care este chimistă și după cum bine v-ați aștepta, colegii de sex masculin nu acceptă acest lucru because they are giving small energy și nu pot trece peste faptul că o femeie poate fi educată și inteligentă, fapt pentru care aceștia se comportă cu ea ca și cum ea e secretara, ceea ce mi s-a părut un comportament dezgustător, dacă e să mă întrebați pe mine. Și aveau the audacity să-i fure munca. Efectiv, femeia a lucrat, studia și cerceta diverse lucruri, pentru că nu pot să intru în termeni academici, pentru că habar n-am. Iar oamenii aveau tupeul, nesimțirea de a-i lua lucrarea și de a-și pune propriul nume pe ea. Like, who does that? Bine, oarecum era de așteptat, adică, hey, nothing new, nimic nou sub soare, dar why? Asta până când Calvin, un alchimist din breasla ei, o vede așa cum este, spectaculoasă, inteligentă, puternică și care nu acceptă bullshit-urile altor persoane. Câțiva ani mai târziu, Elizabeth ajunge să fie gazda unei emisiuni de gătit, împinând pasiunea ei pentru chimie cu gătitul. Not gonna lie, îți dai seama ce fel de persoană este Elizabeth după primele câteva pagini, pentru că efectiv este o femeie puternică, independentă, neînfricată și inteligentă, care nu se lasă intimidată în fața adversarilor. Totuși, are o mică problemă cu empatia, deoarece nu este o persoană empatică, iar chestia asta m-a dus cu gândul la Sheldon Cooper, dacă ați văzut serialul de Big Bang Theory, pentru că, efectiv, vedeam cât de similari sunt și nu puteam să nu o compar cu acel personaj, pentru că, la fel, Sheldon este o persoană sau un personaj inteligent, care nu are inteligența aceea emoțională, precum Zod. După cum am zis, sunt abia la început, cartea are un stil de scris frumos, îmi place, se simte fresh și oarecum încă aștept partea aia amuzantă, deoarece această carte este marketată ca fiind funny și wholesome și adorabilă, dar momentan s-a întâmplat ceva șocant în... la ce pagină? La pagina 27 avem un SA și eram la modul... Excuse me? Cum? Why? Și cumva lucrul ăsta m-a șocat, not gonna lie, nu mă așteptam la asta. Din nou, fiind marketată ca fiind ceva wholesome, funny, cute, de care o să te îndrăgostești imediat, mă așteptam să avem această scenă explicită și dureroasă și eram, ok, why? Pentru că îmi pare rău de Elizabeth, că a trecut prin niște traume și este mereu jignită și agresată, atât verbal cât și fizic și cumva acest lucru nu-mi place neapărat, mi-e milă de ea, dar o să continui lectura și o să revin cu părerile finale după ce o termin, pentru că momentan vreau să mă apuc de sezonul 2 din Shadow and Bone, pentru că oh my god, my babies are back. Așa că da, ne vedem imediat părerile finale. Mi-am comandat ceva de mâncare și sunt extrem de fericită. Singura plângere pe care o am este că nu există Taco Bell pe Glovo, pentru că iubesc Taco Bell, dar e la bănează! Nu pot să mănânc. Oh my god, hai că vine mâncarea, deci... Haideți să vorbim pe scurt despre această carte, pentru că am terminat-o. A treia carte pentru acest clip. It's done. Off topic, uitați-vă la sezonul 2 din Shadow and Bone. Este țuț, este 10 din 10, este ce trebuie, we love him, este the best. Am terminat cartea și tot ce pot să vă zic este că este o lectură interesantă, o să dureze puțin, bine, asta vorbesc din propria experiență, ce puțin la mine așa a fost. A durat un pic până m-am obișnuit, până m-am împăcat cu personajul feminin principal, cu Elizabeth Zott, deoarece, ok, înțeleg punctul ei de vedere, înțeleg de unde vine, înțeleg comportamentul și atitudinea pe care o are cu cei din jur, înțeleg de ce este așa. Totuși consider că acest roman face o treabă excelentă în a ne prezenta modul în care femeile erau călcate în picioare, bine, la propriu, nu știu de ce am arătat așa,
Când erau călcate în picioare și când nu erau luate în serios, deoarece erau văzute doar ca o ustensilă în a menține casa. Să aibă grijă de copii, să-și îngrijească soțul și să nu comenteze atunci când îi se zice ceva. Trebuie să recunosc că puțin m-a deranjat sexismul din carte care s-a dus într-o extremă horror care pur și simplu te șochează, dar din nou conștientizez că pe vremurile acelea era o normalitate chestia asta, adică nu era ceva anormal. Și ca o notă personală această, oh my god, un porumbel! Și ca o notă personală această carte m-a făcut să realizez again că m-am născut în secolul potrivit. Lecții de chimie este o carte care ne încurajează să gândim dincolo de simplitatea culturală, să ne recunoaștem limitele și în același timp să ne străduim să facem în așa fel încât să schimbăm lucrurile din viața noastră care ne provoacă durere, care ne pun piedici, întrucât fiecare are posibilitatea, într-o oarecare măsură, să-și depășească propriile limite, trebuie doar puțină ambiție. Bine, disclaimer, sunt total de acord că acest lucru diferă de la caz la caz, dar eu vorbesc la modul overall, la modul general, ceea ce am înțeles eu din această carte. So, concluzia la care am ajuns? Oamenii din metro au gusturi bune. Mă gândesc să fac o serie, deci dacă v-a plăcut acest clip, vă rog frumos să menționați în comentarii. Eu oricum, în fiecare săptămână, aproape în fiecare zi mă plin cu metroul, deci clar o să mai văd oameni cu diverse cărți în mână și consider că aș putea să-mi iau și alte recomandări interesante, mai ales că am văzut o carte de la librăria Humanitas, dar văzusem logo-ul, nu văzusem titlul, nici măcar autorul, so like, I miss that. Măcar așa o să descoperim împreună lecturi noi și interesante. Acestea fiind zise, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip, nu uitați să dați like, subscribe, comment dacă vreți și ne vedem data viitoare cu un nou clip aici pe canal. Bye!